Momentul forței, echilibrul de rotație. În figurile prezentate pe acest slide avem leagănul lui Newton. Ce este leagănul lui Newton? După cum puteți foarte ușor observa, sunt mai multe sfere din metal legate de două suporturi verticale prin intermediul unor fire. Dacă vom trage de una din bilele aflate la extremitățile acestui șir, bila scoasă din poziția de repaus și ținută, dacă nu ar fi legată de suport, aceasta ar cădea pe verticală sub acțiunea greutății. Însă legătura obligă corpul sub acțiunea greutății să descrie un arc de cerc. Deci efectul acțiunii greutății în acest caz este o rotație. Ce efect are acțiunea unei forțe asupra ușii? Ușa se rotește în jurul axei ce trece prin balamale. Ce efect are acțiunea unei forțe asupra cheii? Piulița sau șurubul se rotește în jurul axului central. Ce efect are acțiunea unor forțe asupra timonei? Timona se rotește în jurul axului central. Ce efect are acțiunea unei forțe asupra următoarelor corpuri, care sunt niște dispozitive de distracție pentru copii aflate în parcurile de joacă? Sub acțiunea unei forțe, unul dintre aceste dispozitive se va roti, deci va descrie o rotație în jurul axului central. Momentul forței este o mărime fizică vectorială ce măsoară efectul de rotație al unei forțe față de un punct O de pe axa de rotație. Modulul momentului unei forțe față de un centru de rotație este egal cu produsul dintre mărimea forței și brațul forței față de acel punct. Deci momentul este produsul dintre valoarea forței active și brațul forței active. Unitatea de măsură pentru momentul forței este produsul dintre unitatea de măsură a forței și produsul dintre unitatea de măsură al brațului acesteia, respectiv newton ori metru. Să analizăm exemplul prezentat în acest slide, unde prin F am notat forța activă, prin R forța reactivă, rezistentă, de învins, prin AO este brațul forței active F și prin BO brațul forței rezistente R. Am luat cazul unei pârghii de gradul 2, roaba. Greutatea încărcăturii roabei este forța reactivă R. Aceasta, dacă ar acționa singură, ar roti în sens orar roaba în jurul punctului de sprijin, O. Noi, acționând cu forța F, forța activă, rotim roaba în sens antiorar. Ca să fie în echilibru, cele două momente trebuie să fie egale. Deci forța activă rotește corpul într-un sens, forța reactivă îl rotește în sens opus. Bara este în echilibru de rotație atunci când momentul forței active este egal cu momentul forței rezistente. Altfel spus, produsul dintre forță și brațul forței active trebuie să fie egal cu produsul dintre valoarea forței rezistente și brațul forței rezistente, de unde foarte ușor se poate observa că valoarea forței active este produsul dintre valoarea forței rezistente și raportul dintre cele două brațe, brațul forței rezistente și brațul forței active. Deci, forța F este cu atât mai mică față de R, cu cât brațul acesteia este mai mare față de brațul forței rezistente. De exemplu, dacă brațul forței active este de două ori mai mare decât brațul forței rezistente, atunci forța pe care o depunem noi, respectiv forța activă, va fi jumătate din valoarea forței rezistente. Acest lucru are mare aplicabilitate în mecanică, transporturi, construcții, etc.